acasă, dați-mi un buchet de fășinițe și în emisiune, nu? O să îmi exprim dragostea. Exact. Nu pot, și simt, nu mai pot să pot să țin în mine. O să spun exact. În numele iubirii, vrei să intri și tu în casă? Da, dar o să zică lumea atunci când faci ștertipuri ca să rămâi, știi? Da. Nu, în numele iubirii. După ce, dacă ieși, dar nu mai știi că eu m-am îndrăgostit, tu nu-ți dai seama. Doamne, Laura, da. Îmi dau seama. Să vedem ochii mei. Ba da, maxim. Toată ziua s-a văzut. Ești chiar așa. Ai văzut. Toată gala s-a văzut asta. Maxim. Cu ghilimelele de regoare, da. Da, mă. Eu nu știu cum e să iubești, dar... Mai e timp să iubești. V-aș pune o întrebare, dar după nu știu. Hai, repede, până nu mă răzgândesc. Poate se înțelege altceva. Repede, până nu mă răzgândesc. Nu, că e cu ceva și nu mai bine. E cu skepsis. Hai, zi-o, da. Da, hai. Și mai bine nu. Hai, mă. Promit că răspund doar cu tău, dacă... Mamă. Chiar n-am cum. Da, chiar te rog! Nu, Laura, te rog. Gândi-l. Nu, te rog. Păi întreabă altfel, întreabă frumos. Dar nu ai cum, dacă te întreb așa ceva. Cum e să iubești? Ai fluturi în stomac, ai fluturi în creier. Nu, asta, am vrut să întreb, era altceva, dar nu vreau. Întreabă odată, că nu mă supăr. Dacă iubești, e ceva după ce te desparți. Nu, n-are nicio treabă. Dar nu vreau să pun întrebarea asta, că mai bine las. Aflu răspunsul la mine. Păi eu știu, Mangina, funcția asta e variază. Păi dacă ești îndrăgostit și te desparți. Păi în momentul în care te desparți înseamnă că nu mai ești. Nu mai. Sau nu neapărat, Laura. Eu vorbesc de mine. Dar normal că n-am mai fost. În general. Eu în general. Păi și în general același lucru, cred. Dacă, deci e vorba de cel care ia inițiativa. Înțelegi? Dacă se despart amândoi de comun acord, așa? Înseamnă că s-a dus dragostea. Dacă se dispare unul dintre ei, dacă exact. Se desparte la inițiativa unuia, înseamnă că el nu mai este îndrăgostit, celălalt e posibil să mai fie. Am înțeles acum. Înțelegi? Sau poate nici ăla nu mai e, dar numai că zice celălalt primul. Uh-huh. Știi, sunt situații și toate. Da. Poate aștepta să zic ăla, știi? Și în general, mie mi se pare recomandat să rămână un respect și să rămână amintirile frumoase. Așa zic eu, că e frumos, știi? Se amintește așa lucruri frumoase, bă, nu știu, a fost lângă mine, m-a sprijinit. Ce respect! Eu sunt o idealistă. Când respectivul își va găsi pe alta și pe aia pe altul, când mai vorbesc că e așa, na, despre foște, nu știu, să, bă, ăla, să sune aia, cum zice, a fost alește, de față cu aia, cu actuala. Ce să zic, uite, aia, știi? Vezi, mă sună fosta mea, dar nu este prieten. De asta nu-mi place, că... mie asta nu place. Asta nu, normal. De asta am zis că e bine la început de relație să discuți despre fostele relații. Eu, de exemplu, cu fostul, când am discutat despre fosta iubită, eu am fost foarte atentă cum se exprimă despre ea. Și am observat că a vorbit frumos și așa, nu că mai sunt sentimente, dar a vorbit respectos. Dacă vorbea urât și cu ranchiune, din start avea o bilă în minus la mine. Nu? Pentru că eram conștientă, frate, și eu pot să devin fosta, știi? Așa dai seama de caracterul unui om. Și despre cum vorbește despre trecut. Nu, aia, dă omul încolo. E urât să vorbești. Ai, foarte urât să vorbești așa. Înțelegi? Poți să afli multe chestii despre el doar întrebându-l despre alte lucruri, știi? Să vezi așa cum răspunde, cum...